Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfintele Scripturi la Faptele Apostolului, capitolul 2, și vom citi pasajul Bibliei de la versetul 36 la versetul 47, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1057. Faptele Apostolului, capitolul 2, începem citirea cu versetul 36. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas stăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea îi și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Plângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Vreau să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, mă bucur că din nou sunt în sânul comunității dumneavoastră și cu toate că nu este o slujbă pe care o aveți de obicei, o slujbă specială, vă apă, Vă apreciez că sunteți în casa Domnului și ne rugăm ca Domnul să deschide ușa de cuvânt. În seara aceasta aș vrea cumva să continui mesajul de data trecută, când a vorbit de valori pe care trebuie să le ducem până la capăt. Și în cadrul acelor valori am vorbit despre mântuire care se ducă aici, în primul rând, cu frică și cu tremur. În seara aceasta aș dori din textul acesta biblic să vorbim câteva lucruri foarte importante și care sunt o provocare pentru familiile și persoanele din Austria și nu numai din Austria, de peste tot. Din ce în ce mai mult dorim să ne împlinim mandatul pe care îl avem în lumea aceasta. Cunoaștem foarte clar că Dumnezeu prin Isus Hristos ne mântuiește prin credința în El, slăvit să fie Domnul. Și ne mai lasă în lumea aceasta ca să fim o mărturie, ca oamenii prin mărturia pe care o depunem noi să poată fi atrași la mântuire, să-L accepte și ei pe Iisus Hristos ca din ce în ce mai mulți oameni. Și spunem noi, în primul rând, copiii noștri, rudele noastre, românii noștri și, de ce nu, austriecii, să primească pe Iisus Hristos ca Domn, slăvit să fie Domnul. Și ne dorim mult lucrul acesta. De aceea, biserica își poate îndeplini mandatul doar trăind într-o anumită formă și într-o anumită lucrare. Uităm de foarte multe ori că prerogativul acesta de a convinge oamenii de păcat nu ne aparține. Uităm, încercăm să ținem locul lui Dumnezeu, să ne convingem copiii, cum nații, rudele, că sunt păcătoși și că au nevoie de Hristos. Și ori de câte mult efort depunem noi în domeniul acesta, vedem reacții adverse când oamenii se împotrivesc, se împetresc și efectiv nu vor să ne asculte. Suntem dezamăgiți, suntem supărați, mai ales dacă proprii noștri copii se împotrivesc. Și în momentul respectiv, foarte mulți dintre frații noștri sunt slăbiți în credință, nu știu ce să mai creadă și nu știu ce să mai facă. În seara aceasta v-am citit un pasaj biblic în care spune scriptura că Domnul a la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Pun întrebarea, Domnul nu are aceeași putere să adauge? Ba da. Dar în ce condiții Domnul adaugă? În ce condiții copilul tău i adăugat, soțul tău i adăugat, nevasta ta nepocăită i adăugată, cum nații tăi sunt adăugați, că Domnul adaugă după un text pe care l-am citit destul de lung Sunt niște condiții pe care biserica trebuie să le îndeplinească. Ceea ce facem noi acum, vrem să ținem locul Domnului. Facem niște evangelizări cu niște programe foarte bune, cu niște coruri extraordinare, cu niște predicatori deosebiți. Vrem să-i convingem pe oameni, mai dăm și fond muzical, facem chemări ca să vină oamenii. Vin anumiți oameni, se pocăiesc, îi botezăm, după aia o parte din ei dispar, nu mai vin, se plictisesc, mai prin și o adunare generală, așa, un viu schimb de cuvinte și îi vezi că s-o lăsat cu totul. Și stai și te întrebi, măi, dar cine o chema pe ăștia? Că atunci când îi cheamă Domnul, poți participa la zeci adunări generale. El l-a chemat Domnul, el are legământ cu Domnul și poți să cadă și păstorul, poți să și comitetul, el merge după Domnul. Că l-a chemat Domnul. Ori de foarte multe ori, constatăm cu stupoare că vrem să ținem locul Domnului, chemându-i pe oameni la un cult, la o organizație, la o biserică, la ajutoare, la promisiuni pe care noi le spunem, dacă vii, Domnul te vindică. Și vine omul și moare după aceea. Și stau oamenii și spun, băi, dar ce s-a întâmplat? Stimații mei, ținem locul Domnului. Și Domnul nu ne cere niciodată asta. Domnul ne cere să facem altceva. De-aia, în seara aceasta vă voi vorbi din textul acesta biblic, cum poți să-l aduci pe Domnul la lucru în biserica de care aparții, în familie și în dreptul tău? Cum poți să-l aduci ca Domnul să adauge, ca Domnul să lucreze? Ce trebuie să faci? Primul lucru pe care l-a făcut biserica primară știi să-l facem noi. Umblau în frica Domnului. Petru predică aici și, după cum spuneam altă dată, Petru cel fricos, odată ce Duhul Sfânt a coborât peste el, a ars frica, teama, rușinea. Și iată l aici, ridicându-se în fața la mii de oameni, numai trei mii s-au convertit în ziua aceea. Cert, erau mult mai mulți acolo. S-a ridicat în fața lor și mesajul lor n-a fost un mesaj lingușitor. Voi l-ați răsnicrit pe Domnul Slavei. Voi l-ați dat în mâna celor fără de lege. Voi ați făcut lucrurile acestea. Deci un mesaj foarte acuzator, care putea produce oricând o, 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 stare în care oamenii să ia petre și să arunce în el lapidându-l cu pietre sau omorându-l cu petre. El probabil mai avea ceva de spus. Însă mesajul lui se încheie, cel puțin biblic aici, cu următoarele cuvinte. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut pe acest sus pe care l-ați răstignit voi. Hristos și Domn. Și cum spune pasajul acesta Biblie, L-a făcut Domn și Hristos pe acesta. Ce sentiment credeți că i-a cuprins pe toți cei prezenți? Morit să fie Domn. Dacă ăla care l-a răstignit noi, ne-am bătut noi joc de el, i-am spus, dă-te jos de pe croce, că dacă tu ești, dacă noi, neamul nostru l-a răstignit, Dumnezeu l-a făcut Hristos și Domn, hai să lăudăm udăm numele Domnului. Ce sentiment credeți că i-a cuprins? Frica. Teama. De aceea apare și întrebarea următoare. Măi, dacă... Hristos ăsta, a fost făcut de Jehova, Dumnezeu, Hristos și Domn, maximă autoritate, noi ce trebuie să mai facem ca să scăpăm? Și Petru nu le spune, veniți la consiliere spirituală, discutăm de la caz la caz. Nu, el a spus foarte clar. Pocăiți-vă, fiecare se botează și apoi urmează lucrarea Duhului Sfânt. Toate astea erau la set pentru Biserica Primară. Nu era o chestie așa, pocăiți-vă, botezați-vă, dacă stăruiești, dacă ceri, s-ar putea să primești, dacă nu, dacă nu consideri că ai primit când ai fost botezat, nu, nu, pocăiești, botez și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Că ăsta nu e numai pentru o selecție, numai pentru vipuri, e pentru toți care sunt departe, acum în oricât de mare număr îi cheamă Dumnezeu, are Duhul Sfânt peste tine, pentru tine Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Știți că ăstea nu treabă... Petru, scuză-mă puțin, eu am venit din Capadocia, altul spune, am venit din Siria, eu am venit din Roma, am venit. Am lăsat tot averea mea acolo, neamurile și acolo, eu am venit să sărbătoresc Ierusalim, la Ierusalim. Mă duc acasă să vorbesc cu socru. dacă mă pocăiesc, mă mai primește, cu nevastă mea să vorbesc ceva. Trebuie să discut cu ei. Cum adică eu să mă botez azi, să-mi să lăs credința mea iudaică și să intru eu într-o biserică care se formează acum în zona. Eu trebuie să vorbesc cu ei. Cum se poate așa? Știți că oamenii ei nu s-au mai dus nicăieri? 3.000 de oameni în ziua aceea s-au botezat. Aș vrea să vă întreb ce sentiment a stat la baza deciziei lor imediate. Frica și teama de Domnul. Uitați-vă cât este astăzi. Uitați-vă cât este astăzi. Bineînțeles că vrem să vedem pe Domnul vindecând, aducând la mântuiri, oameni coborându-se în, 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 praful drumului, să mă pocăiesc tremurând înaintea Domnului. Dar cum dacă credincioșii nu au nicio treabă? Nu au nicio treabă. Simțământul de frică dispare. Totul după cum avem noi chef, cum vrem mușchii noștri. Atâta tot. Totul e în funcție de ce mi -e să mie. să -mi trebuie eu ce vrea Domnul? Să-mi fie frică de El? Să, cu, să mă cutremur în fața Lui? Asta de mult nu se mai prinde. Ori, stimații mei, asta a fost baza după care a plecat. Și dacă nu e asta, nu poate urma nimic din celelalte. Să-l mai vedem pe Domnul, e un hart pe care îl dă. Și convertirile respective. Și aseară vorbeam cu frate, slujitori, frate, când m-a botezat pe mine Duhul Sfânt, avem o teamă și o reverență. Vin copiii ăștia, acum stăruiesc, primesc două, trei zile, după care îi vezi iară, din nou, la fel ca înainte. Domnule, nu mai văd acea fervoare, nu-i frică de Domnul, frații mei. Nu-i frică de Domnul. De-aia nu ține așa mult. Ori, frica de Domnul era ceva particular a vremei respective. Uitați-vă în textul ăsta biblic, versetul 23, pe care l-am citit. Fiecare era plin de... Dar nu, băi, nu, nu numai ordinață? Nu numai conducerea? Nu, nu fiecare era plin de frică. Și atenție, vă vreau să vă mai spun un lucru. Climatul în care Domnul face semne și minuni e tocmai ăsta. E tocmai asta. Dacă iei un pește... Cât e de frumos din acvariu tău sau din apă, îl iei și îl pui pe o masă să-l admiri. Nu-l poți admira prea mult, pentru că peștele, nefiind în apă, va muri. Mediul în care el trăiește, în care el înnoată, în care el are viață, e în apă. Aș vrea să vă spun, mediul în care se fac semnele și minunile pe care noi le așteptăm, e frica de Domnul, aia e apa. De aia textul ăsta biblic, versetul 43, spune Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și... De ce după frică sunt minunile? Să vă mai dau un exemplu, tot din faptele apostolilor. La un moment dat, fiindcă ăștia venise de unde venise, n-au venit cu caprele după ei, cu cirezile de boi, n-au venit cu afacerile. Afacerile au rămas pe fost. Dar ei, pentru că au fost mântuiți și 3.000 au rămas în biserica primară, ei au rămas aici. Erau nedislipriți din, din pridvorul lui Solomon. Cântau împreună, se rugau împreună, dar trebuiau să mănânce. Mai posteau oamenii, dar trebuiau să mănânce. De unde scoți atâta mâncare? Numai odată au intrat 3.000 de oameni sau au adaug la 5.000 de oameni. Vă dați seama numai micul dejun cât era? Vă dați seama prânzul? Păi de unde se iei toate astea? Și atunci frații au făcut ceva. Și o să felul următor, măi, oamenii ăștia sunt frații noștri, peste care Dumnezeu a început să lucreze. Mă duc, am o casă în centru, o vând și banii pun la picioarele apostolului. Am un ogor, îl vând și banii pun la picioarele apostolilor. Au făcut câțiva și apostolii au apreciat. au apreciat. Anania și Safira, când au văzut aprecierea apostolilor, au spus în felul următor, avem și noi un ogor. Îl vindem cu 10.000 de euro, 6.000 îi punem la picioarele apostolilor, 4.000 îi băgăm în buzunar. Dar noi ne prezentăm ca și cum am dat toți banii pe ogor. Și așa au venit Anania și eu spus, Petru, noi am avut un ogor, l-am vândut și cu banii de pe ogor, 6.000 de euro, să-i dăm ție. El vânduse ogorul, v-am dat exemplu, cu 10.000 de euro. Dar el o prezentat, așa cum, și Petru parcă nu are normal, Petru trebuia să fie bucuros de dat. nu e așa? Dar nu, Petru se interesează el, cu 6.000 de euro ați vândut voi ogorul? Și ăsta a spus, da, și Petru spune, nu ați mințit un om, Ce ați mințit pe Dumnezeu. Și m-aș fi așteptat și probabil și Ananie era bucuros dacă făcea un proces verbal de punere sub disciplină sau excludere. O hârtie se idee. Dar nu. O căzut jos și a murit. Conform obiceiului vremii, nu a avut slujbe de privechi. Aud pe foarte mulți frați că nu frate, noi după Scripturi facem tot. Ei, făceți privechiurile după Scripturi. L-au luat în ziua aceea, și l-a îngropat. În momentul ăla, peste trei ori vine și nevasa la adunare, neștiind că-i văd de 3 ori. Nici nu a anunțat. Foarte mulți frați îi trimit pe slujitori când vine și spune, băi omule, ești, pocăiește, lasă-te de păcatele tale. Frate, du-te și fă o școală de psihologie să începi să vorbești cu omul. Pe Petru l-am trimit la o școală de psihologie. Pentru că biata femeii nu știa că-i văd de 3 ori, nu știa că bărbatul s-a murit și deja îngropat deja îngropat, și Petru n-are și face și se întreabă, cu atât ați vândut moșioara cu 6.000 de euro? Băi, dar Petru, dar nu poți să vorbești, băi, băi femeie, băi, sora. ai grijă și vorbești. Ai grijă, că nici eu nu-s bucuros de ce s-a întâmplat, că nu l-am omorât eu pe bărbatul. Nu, ai grijă și vorbești, măcar tu să rămâi în viață. Nimic. Ăsta îi spune, cu atât ai vândut moșioara. Ai adându-și seama că barbatul a venit de aici. Sigur că da. Și a Petru spune, cât de bine v-ați mai înțeles voi să mințiți pe Duhul Sfânt? Picioarele celui ce l-au luat pe bărbatul tău și l-au îngropat, stau la ușă și te așteaptă și pe tine. Pac, jos, a murit. Ce credeți că era în biserica primară când au auzit că doi soți în decurs de trei ore, de trei ore, au murit unul după altul pentru că au mințit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și au fost îngropați. Să bucurau toți, măriți să fie domnul și lucrările să mi-e nostru. O mare frică. Și acum dați-mi voi să vă citesc pasajul de aici, Faptele Apostolului, capitolul 5, cu versetul 10, începem. Ea, Safira, a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Următorul verset. Pre mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne în. Dar de ce Domnului imediat după frică? Că ăsta e mediu. Ăsta e mediu. Când Biserica e încărcată de frica Domnului și de reverență și de, de teamă de Domnul, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Câtă vreme Biserica n-are nicio treabă, totul e opțional. Totul e opțional. Oamenii mor de bolile lor, mor în păcatele lor, pentru că nimic nu se schimbă acolo. Pentru că mediul în care lucrează Dumnezeu este frica de Domnul. Obișnuința cu lucrările Domnului, cu profeții, cu ungerile, cu un lemn, povoacă în noi o anumită stare de familiarism cu lucrarea Domnului. Vorbim de lucrurile acestea de parcă ar fi la noi așa. De aceea există unul dintre psalmi, un psalm foarte frumos, pe care dumneavoastră îl știți, îl cunoașteți, Psalmul 34 cu versetul 9 spune în felul următor, sau începem de la 8. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el. Și versetul 9 spune tuturor pocăiților în felul următor, temeți-vă de Domnul voi. Dar de ce le spune la sfinți să se teamă? Pentru că ei tind să nu se mai teamă. Ei cred că e suficient să fii pocăiți și sfinți. Nu se mai teamă de Domnul. Ori pasajul Bibliei spune, temeți-vă de Domnul, voi, sfinții Lui, că te obișnuiești cu templu, te obișnuiești cu rugăciunea, te obișnuiești cu cântarea, cu cercetarea Duhului Sfânt, te obișnuiești. că dintre voi ați fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și simțeați în voi starea aceea că străgați lui Lui la o cântare, că dintr-o dată la rugăciune vă ridicați mâinile? Acum și la 3.20, dacă vă, la 3.80 dacă vă pune, nu mai... vă oh, uiți la unul așa, care este măriți să fie Domnul. A fost asar la stăruință, l-a Domnul cu Duhul Sfânt. Și văd frați mai vechi, spune, las i trei și asta e dragoste din tăi. Am avut-o și noi cândva. Am avut-o și noi. De ce? A dispărut, frații mei, frica de Domnul. A dispărut. De aceea spune Biblia, temeți-vă, dezvoltați Sfinții Lui teama de Domnul. Știi cum îmi dezvolți? Începând să te întrebi, e voia Domnului? E planul Domnului? Fac ce trebuie? Doamne, ajută-mă să mă tem de tine. Doamne, ajută-mă să te bag în ecuația vieții mele. M-am învățat singur să aleg. Mi-e frică de tine, Doamne. Ajută-mă să dezvolt teama sfântă de numele Tău că aceasta, după cum am vorbit, pe care ne-a dat-o Domnul, o ducem până la capăt noi cu frică și cu tremur. Altfel o lăsăm pe traseu. Închinarea, spune cartea evrei, trebuie făcută cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Totul trebuie combinat cu frică de Domnul, cu teamă, cu reverență. Orice pas trebuie să-l facem în frica Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Ăsta e primul aspect. Când te înveți să trăiești în frica Domnului, când îți pui întrebări, când dai un răspuns și apoi te întrebi, am răspuns corect? Când este o provocare și câteodată stremură inima ca lui David după ce a făcut numărătoarea, oare e ok cum am făcut sau cum vreau să fac? Doamne, luminează-mă! Cineva spune, bă, eu merge înainte, nicio problemă, cu pe bază de experiență. Da, domnule, pe bază de experiență o pot face la firma mea, acasă la mine, în cad de tavanul, ceva. Dar în biserică eu nu pot merge după capul meu. Asta e biserica lui Iisus Hristos, El o muri pentru ea. Și eu întreb de El, e ok? Cum mă port eu în biserică? E ok felul meu de a vorbi? E ok felul meu de a mă îmbrăca în o soră? Pentru că asta înseamnă frică de Domnul. Când frica asta de Domnul te copleșește, când trăiești în ea, Dumnezeu se uită și vede respectul pe care îl ai, vede starea asta de lucruri. Și al doilea pas pe care l-a făcut biserica primară pentru că a avut frică de Domnul, s-a separat de lume. Toți au știut până unde ține lumea și de unde începe biserica. S-a separat, măi, asta e din biserică și celălalt este lume. De aceea veți vedea că Biserica primară nu are spiritul acela evanghelistic negociator. Dați-mi voi să vă citesc tot din Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetul 12, în continuare de unde am citit. Pre mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îl lauda, îi lăuda în gura. Cum adică nu cuteza? Nu erau încurajați? Cum adică să nu? Păi da' veniți, mai lăsăm noi, mai lăsați și voi, dar e important să veniți, să fiți aici. Atât ne bucurăm de prezența tuturor politicienilor, a tuturor păcătoșilor lumii acelea. Veniți cu tăcu bagaje, cât ori biserica e pentru asta. Nu. Biserica e în în curăție. Dacă se îndură Hristos de voi, vă aduce aici, dacă nu muriți în păcatele voastre. Păi ăsta e mesaj? Da. Da, ăsta e mesaj. Biserica se milogește acum. Și le spune unor oameni care au păcate ascunse, hai veniți, Stăm împărăția lui Dumnezeu blocată, veniți să ridic omul cu mâinile buzunar, hai bă că vin, că stați atâta, vin, da, faceți după cum vreau eu, și vine ăsta, bă, dar eu am venit așa, cu amantă, cu direct, așa am venit. Eu am venit așa, cu bani, împrumutați, cu furați, cum am venit eu, Ba, asta e problema, eu am venit aici. Și doar voi m-ați chemat așa. Și uite așa, frații mei, Biserica Primară nu se jucă cu chestia asta. Biserica Primară veneau oamenii, la ei și spuneau, aș vrea și eu, nu, nu te chem eu. Dacă te cheamă Dumnezeu, ai șansă. Dacă nu te cheamă Dumnezeu, încă o dată îți spun, mori în păcatele tale, doar Dumnezeu cheamă. Știi că omul ăla îți duce acasă să pune pe genunchi și nu doarme toată noaptea. Dumnezeu le îndură, -te și făm și mie chemarea. Că am mers la cumnațe mei și mi-a spus că nu mă pot ajuta. Am mers la păstor și o spus că nu mă poate ajuta. Am mers la proroci și nu mă pot ajuta. Doar tu chem la mântuire, Doamne. Știți că la momentul actual avem o negociere cu ei. Discutăm cu ei. Dacă face asta, dacă face și ai Ei ne prezint numai ce pot face, ni fentează. Ei intră pe ușa la altă și spune Biblia, s-au strecurat între voi oameni care nu au același nivel. S-au strecurat între voi oameni care au altă țintă. S-au strecurat oameni care te văd ca niște gâști care au penis, li smulgă, penis și dispară. Cu tot cu banii noștri, cu tot cu... se dislug de aici. Păi, dar cum de-au intrat ăștia aici? Pentru că n-a fost o linie clară de demarcație, frații mei. Poporul Domnului, E chemat în vremea asta să-și dea seama că e un popor special, că nu noi adăugăm aici. Poporul ăsta a fost câștigat de Isus Hristos. Și spune Scriptura, un popor, un neam sfânt, o preoție împărătească, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Și poporul ăsta se păstrează în sfințenie. Asta e caracteristica lui. De aceea, Găsim într-un pasaj biblic, de exemplu, în 2 Corinteni capitolul 6, cu versetul 14 la 16, spune în felul următor: Nu vă înjugați sau un jug nepotrivit cu cei necredincioși că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericului? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Asta ne spune Dumnezeu să fim noi lumina lumii și sarea pământului. Și Dumnezeu e în mijlocul nostru. Și avem o linie clară de demarcație. Băi, până aici ține biserica și încolo începe lumea. Nu aduceți lucrurile de acolo aici. Nici de aici nu merg mai încolo. Nu luați lucrurile sfinte și aruncați-le în gura și în fața porcilor și a câinilor. Că se vor întoarce și vă vor rupe. Câți frați de ei noștri intrați, trecurați pentru noi, iau descoperirile Domnului iau conflictele din biserică și le duc și le arunc afară. Și oamenii își bat joc pe rețele de socializare de biserica Domnului. Câți și surori, la ceai, la cafea, pomenesc de ce se întâmplă aici. Frații mei, frica de Domnul te face să trăiești în mijlocul acestui popor răscumpărat. Nu e un popor perfect, de un popor care se silește să trăiască în voia Domnului și are limitele foarte clare într-un chip de Domnul, Doamne ajută! Lucrul acesta e mai simpluț așa de făcut, cu toate că în ultima vreme e destul de dificil. Se împrumută multe lucruri din lumea aceasta, care ajung modele la noi. Felul cum se fac căsătoriile, să împrumutat din lume, felul cum se comportă în anumite aspecte. Lucruri care de foarte multe ori distrug slujbele bisericești, e efectiv. Efectiv, distrug lucrurile ținutele pe care le avem de foarte multe ori, de la casele de modă, luate, aduse aici, când biserica, ne, Biblia ne învață să ne purtăm într-un mod cuvincios, cu rușine și sfială. Să se poată închina aici și mamele la 12 copii, și mama la 2 copii, să se poată închina aici și omul de afaceri, să se poată închina și șomerul, să se poată închina și ăla care e în scaul cu rotile și nu poate tare multe. Pentru că până la toată urma, dincolo de scaunul cu rotile, de bani și de afaceri, suntem frați și surori, Doamne ajută, poporul lui Dumnezeu. De foarte multe ori intră lucruri care scot în evidență doar banii noștri, poziția noastră socială, școlile noastre, relațiile noastre și astea sunt lucruri de la marginea împărăției. Ori linia de demarcație în mintea noastră trebuie trasă foarte clar. Trebuie să știi pe unde ține lumea, să nu te amesteci deloc și să nu participi la lucrările neroditoare ale întunericului. Foarte mulți frații văd, de multe ori mă dau ăștia pe YouTube, dar ăsta e adevărul tot anul ne binecuvintează Dumnezeu, ne găsim din decembrie pe banii Domnului, după ce ne-o păzit, să cumpărăm cadouri, le punem sub brad și apoi numele moșului le dăm la copiii noștri. Dacă ai fi tu în locul Domnului, să păzești o familie și copiii la plecare, la grădiniță, la școală și înapoi, să-i dai sănătate și să-i binecuvintezi tot anul și ăsta după și îți ia banul tău și îi dă la o persoană care nu există, mințind și copiii doar de dragul de a face ceva. Cum te simți? Ori de aceea Biblia vine și spune, suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Dumnezeu privește toate lucrurile acestea ca o stare de curvie spirituală, că nu mai ești credincios Domnului tău, nu mai ești fecioară, dintr-un punct de vedere față de împăratul și cel ce te-a mântuit pe tine. Și frații, consideră, domnule, să poartă, dar chiar ești îngust, băi. Cum adică? Trăim într-o lume diversificată. Chiar tu, totul trebuie în numele Domnului Iisus. Da, Domnule, pe noi așa ne învață Biblia. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta că cumperi, că vinzi, că ei să faci totul în numele Domnului și ce nu se potrivește cu numele Domnului, nu fă! Dacă vinzi o mașină stricată, defectă, dacă o vinzi, iubitul meu, spune-și defectele. Câtă mărturie creștină am văzut eu, că venea cineva și spune, băi, am mașina asta, dar nu, băi, dar mașina asta e bună, da, dar are niște defecte și o dau la preț mai... Dar de ce? O vând în numele Domnului. O vândă în... Are defectul ăsta, are defectul ăsta, are defectul ăsta, îți spun de la început, pentru că eu și vândătul mașinii s-au cumpărat, -o, o fac în numele Domnului. Să uită la la tine. Păi, dar tu puteai să iei vreo două, cât, câteva mii de euro în plus. Domne, nu. Eu când vând, vând ca Domnul să pună parafa să mă răspătească că am vândut și mașina în numele Domnului. Nu numai că am dat un par de apă. Am vândut mașina, am vândut ogorul. Am lucrat în numele Domnului. Să se cunoască. Tot ce am făcut, am făcut să onorez numele Domnului. Știți că ăla te întâlnești cu el și îi spui, domnule, pocăiți ăștia sunt niște bandiți. Nu, nu. Uite, eu m-am întâlnit cu cineva, mi-a vândut mașina asta. Mi-a spus de la început ce probleme are mi-au vândut sub preț și trebuie să recunosc că omul ăla e cinstit. De ce? Pentru că el știe cum trebuie să trăiască. Câți dintre noi, meseriașii noștri, s-au dus să facă o lucrare în casa omului? după care eu umfla facturile și prețul, pe baza faptului că e inflație, pe baza faptului că o văzut pe în casă că are șasul de aur, pe baza faptului că o văzut bani, pe baza faptului ce gipare are și umfla prețurile. După care îl mai cheamă și la evangelizare la împărăție. Și ăla spune, nu am chef să-L cunosc pe Dumnezeul vostru. De ce, iubiții mei? Că intru la al treilea etapă. Prima este frica de Domnul, în baza fricii de Domnul, știi că aparții de poporul Domnului și trage o linie de demarcație lumei cu păcatul, noi dorim să trăim în sfințenie și al treilea lucru, te dezlegi de valorile lumii. Cel mai greu pentru credincioși este să se dezlege de valorile lumii. Să sunt în împărăție dacă valorile lumii în ei. Ori aș vrea să vă spun că lui Dumnezeu i-a luat doar o noapte să-i scoată pe evrei din Egipt ca să scoată Egiptul din ei, o trebuie vreo 40 de ani. Pe pustie aia, să scoată Egiptul din ei. Totdeauna erau cu prajul, totdeauna erau cu peștele, totdeauna își aminteau de mâncare din Egipt, dar nu își aminteau de, de, de nuielele pispinare. Nu își aminteau. De ce? Pentru că când ieșim din Egipt, din lumea aceasta, e ușor. E greu să iasă lumea din noi. Ori din punctul ăsta de vedere, ne-am dezlegat de valorile lumii, că lumea are niște valori, are niște nucuri. Văd de foarte multe ori în mijlocul poporului Dumnezeu multe valori ale lumii acesteia. De exemplu, la surori, se uită o soră la alta, băi, da, asta e cam grăsuță, cam grăsuță. E ca și cum e căzut de la credință. La frați, la fel. E ca și cum e căzut de la credință. Păi da, în asta constă Hristos în noi? în funcție de greutatea corporală și dimensiunea abdominală? În asta constă. De unde am primit noi valorile astea? Când stai și te uiți la bunicul, că au fost mai plăninuț, la tata, că a fost mai plăninuț, eu cu cine vrei să amân? Tot cu ei. De foarte multe ori ni se bagă pe gât anumite lucruri și se insistă până la ca să credem. Nu de mult a murit Herne Kissinger, care a fost consilier la foarte mulți președinți americani. O murit la 99 de ani, dacă nu cumva, aproape 100 de ani. A murit când a fost președintele chinez în Statele Unite, nu de mult, l-a adus ăștia în scaunul cu rotilii stea de vorbă cu el, să mai vorbească. Deci era lucid la anii lui. A fost întrebat copilul lui, ce dietă o ținut taic, tu, că a trăit 99 de ani și nu a avut Alzheimer și nu a avut nimic. Ce dietă? Și deci că au plăcut un foarte, un cârnaț deosebit, a spus pe uh, un încărnat foarte în îngre... și o să-i plăcut sportul să-l privească nu? Deci nu a făcut sport niciodată. Eu plăcu, a plăcut numai să-l privească. Și au mâncat mâncărurile cele mai groase. Bineînțeles că nu veți auzi lucrul ăsta prezentat. Pentru că tiparul lumii e altul. E altul. Alergare. Din cinci mai mulți formatori de opinie aleargă și mor în timp ce fac joking. Dar nu se prezintă lucrul ăsta. Ei, chestiile astea au intrat în poporul Domnului. Și în loc să cântăm și cu surorile noastre și cu frații noștri, unde au dereglări hormonale, mai, mă refer la tiroide, te îngrași sau slăbești, nu știi de unde. Ei, sora nu se mai uită la tine. Dar pe ce bază? Ai făcut rău ceva? O greșit cu ceva? Nu. Din pricina valorilor lumii. Nu mai ești prieten, chiar nici nu te vizitezi, nici nu bagi în seamă. Nu pentru că o păcătuit. Ți-o greșit ție. Ai niște valori băgate aici. Ori credincioșii, să dispar de valorile lumii. Doamne ajută! Sunt softuri care la buletinul de știri la, se bagă aici și îți spune pe cine să apreciezi sau nu. Păi nu are face, nu-i treaba ta cât mănâncă, Dacă doar nu mănâncă la tine. N-ai treabă tu cu asta. Tu ai important că -i fratele tău și sora ta, Doamne ajută! Ori văd, frații mei, în poporul Domnului, o grămadă de lucruri de genul ăsta. Cea mai mare valoare a lumii sunt banii. După asta se evaluează oamenii din nefericire și ăsta intră la noi. După bani oamenii sunt evaluați. În funcție de bani pot spune anumite lucruri în biserica lui Hristos. Ori, frații mei, când m-am uitat la ce învață Domnul, rămâi uimit. Banii în Scriptură sunt asemănați cu un zeu numit Mamona. Când Domnul Iisus Hristos vorbește de slujirea noastră, Matei, capitolul 6, versetul 24, spune în felul următor. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și știți că mă așteptam să spună și lui satana? Că noi toți fugim de satana. Și numai că fugim, îi porunșim să plece de la noi satana. Să se ducă în lumea lui, să ne lase în pace. Niciodată nu spunem mamona să fugă de la noi. Buzunarele noastre goale, mamona să vii, dipitete drumul să vii. nu e așa? După asta umblăm? Te miri că nu ești dezlegat de valorile lumii? Cum se vede dezlegarea de valorile lumii? Când textul biblic o să vedeți aici. Oamenii aceștia nu au zis, băi, băieți, ați venit din Roma aici, ți-ai lăsat caprele acasă, ți-ai lăsat ferme acasă, ți-ai lăsat fabrica acasă cu mușitori și ai venit să trăiești pe pielea mea, nu-i așa? Stai aici mic dejun, așa mai comentez că și nu-ți convine. Dar ia du-te tu acasă. Și dacă ești fratele meu, du-te acasă, vindeți fermă, așa doua aici. Spune Scriptura, toți frații din Ierusalim au început să dați-mi voie să vă mai citesc o dată, poate n-ați fost atenți. Își vindeau, versetul 45, își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoie. Auziți-vă un comentariu aici? Nu. Pentru că mai important decât banii și ogoarele și averii, sunt ăștia pe care mi-au dat Domnul. Păi ăștia au firmele lor, mai au casele lor, au cutare, nu, nu poți să trimiți acasă sau cel puțin spui, pe când îi duci acasă îmi plătești datoria. Nu. Ăștia sunt frații mei. Vedeți că de departe suntem noi, dar vrem minunile lor. Vrem impactul lor. Vrem să-L vedem pe Dumnezeu la lucru ca la ei. Dar la noi, care avem ca noastră, nu de trece peste tară nostru. Și vezi acum frați care își fac o dita mai casă, și să gândesc să vină ceva oaspeți la ei, mai fac o bucătărioară în față și dacă te duci la el, nu te primești în casă. În bucătărioară și te întreabă, te ei iau cafea, și te acasă. Să-și vândă el ceva de acolo ca să dea pentru fratele lui. Nu! Dar, Doamne, să te rog frumos să aduci pe copilul meu la mântuire. Spune-l lui mamona tău, băi, să-l aduc. Că la ăla ții, la ăla la burtă te l la mâncat bine Nu mie, ori singurul care poate adăuga la mântuire este doar Dumnezeu. Dacă nu-L cuplezi pe El acolo, dovedindu că îl slujești pe El și slujești altceva, să nu te aștepți și nu uitați, copiii noștri să prind la cine slujim noi. Când lipsim de la adunare, să prind la cine slujim. Când vorbim, dă voi, dar mă plătește, păi dar tu când în cor totuși. Nu, nu, dar eu trebuie să câștig. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. Pe toți putem păcăli, și pe dirijori, și pe predicatori, pe toți îi putem păcăli că trebuie să te duci la muncă. Singurii care văd că se putea evita să nu mergi la muncă, se putea evita să nu mergi să-l câștigi pe mamona, sunt copiii tăi. Degeaba îi spui la copilul tău, băi, ar trebui totuși să mergi, nu tata, am și eu de muncă. Nu numai tu, am și eu, îmi plac și mie banii. Să nu crezi că numai tu știi valoarea banilor, și eu știu. Și dintr-o dată îl vezi că e ocupat duminica. Și dintr-o dată nu are timp de lucrare. Și dintr-o dată banii sunt mai importanți ca repetiția. Și dintr-o dată valorile tale le are și el. Oribiții mei, te-ai dezlegat de valorile lumii? Cum poți verifica dacă te-ai dezlegat sau nu? Primul lucru, partea Domnului o dai? Pentru că din tot ce ne dă Dumnezeu nouă, avem o anumită parte care aparține Lui. Bineînțeles că Dumnezeu putea să ne ară totul. Că de la El avem sănătate, de la El avem înțelepciune, El ne păzește cu îngerii Săi și putea să ne înceară totul. Dar în Biblie există o anumită parte specifică care e adresată că e a Lui. Spune Sfânta Scriptură, de exemplu, în Eclesiastul, dumneavoastră-l cunoașteți, vi s-a mai citit, eu încă o dată vreau să vă prezint Eclesiastru capitolul 5 cu versetul 19. Spune în felul următor. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele. Păi dacă tot e lui. Tot e a lui și al nevasa, Tot e a lui și al copiii lui. Nu, nu. Partea ta, Iațu, că partea săracului e acolo. Partea orfanului e acolo. Partea celui bolnav e acolo. Partea cancerosului e acolo. Partea celui care a avut accident de mașină e acolo. Tu ia doar partea ta. Nu poți să beneficiezi de totul. Câtă vreme nu te închin, lui mona, Domnul va avea o parte din ceea ce ai acolo. Le spuneam la frați că în urmă, cu mai mulți ani după ce m-am căsătorit, atât eu cât și soția lucram. Soția lucra la vremea aceea contabilitate, după ce nu am mai lucrat un timp. Eu lucram la o anumită întreprindere câștigam bani, îi puneam ca într-o pungă spartă. De la lună la lună trebuia să ne împrumutăm. Și efectiv câștigam. Nici nu știam unde... I-am spus ei care e contabil, măi, verific că tot pe ce se duc banii. Plăteam toate celelalte, dar nu rămâneam cu bani. Și la un moment dat a vorbit noi doi. Și am spus, măi, din ce mi dai eu seama, eu am fost crescut așa cum am fost crescut. Hai să verificăm dacă Biblia are dreptate. Trei luni de zile, din tot ce avem noi, punem partea Domnului deoparte. Și după trei luni de zile, dacă nu-i valabil, spunem că pentru vechiul Testament, Maliah și o mai fi pe acolo, să fie sănătoși, ne luăm după Biblia, să vedem dacă se, se verifică. Biblia spune, puneți-mă astfel la încercare. Noi îl punem pe Dumnezeu la încercare dacă bate vântul, dacă deschid ferestre, dar nicăieri Dumnezeu nu ne spune nici nu la ferestre. Ne spune, puneți-mă astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi turna belșug de binecuvântare peste voi. Și noi l-am pus așa cum spune Dumnezeu. Și am început exact. După trei luni de zile am continuat că dintr-o dată ne rămâneau bani. Dintr-o dată, față de dainte, ne rămâneau bani. După un anumit timp am dublat partea Domnului. Și după un alt timp am triplat partea Domnului. La momentul actual, din tot ce intră, să dau un exemplu, îmi intră o mie de euro în casă, mie și soției mele, 300 de euro merg în lucrarea Domnului. Pentru biserici, pentru misionari, pentru lucrarea Domnului, 100 merg la săraci. Și din 600 de euro, eu îmi plătesc facturile, plătesc curentul, plătesc absolut tot și îmi cumpăr și am eu nevoie. Dar partea Domnului este acolo. Mă întreabă câteodată, frate, frate, dar mai trebuie plătit? Eu ar trebui să mă întreb dacă ar trebui plătit partea Domnului, nu dumneata care nici n-a început. Și știi de nu mă lăs? Pentru că ce spune Dumnezeu e da și amin. Nu vă împiedic să rămâneți în sărăcie. Că pe spune Biblia, îți veți avea? Totdeauna. Vrei să fii printre aia? Doamne ajută! Dar dacă vrei, totuși, Totuși, Dumnezeu să te binecuvinteze, să pui pe Dumnezeu la încercare. Uită-te, în majoritatea dăților, frate și eu dau, dau mai mult. Băi, tu ai făcut vreodată calculul cât îți intră și cât dai? Păi nu, pentru că totdeauna dai mai puțin, nu mai mult. Ți, ți-i frică să calculezi, dar tu totdeauna dai mai puțin, nu mai mult. Verifică lucrul ăsta. V-aș spune mai multe, numai că subiectul meu pe seara, asta e altul a te dezlega de valorile lumii înseamnă în primul rând să recunoști că din tot ce ai și tot ce îți dă Domnul, o parte e a lui nu rămânea dator față de Domnul. Doamne ajută! Al doilea lucru, pe săraci îi ajuți? <coughs> Multă vreme am constatat că binecuvântarea Domnului era peste mine, dar nu la nivelul la care se pregătea Domnul să-mi dea. Știți de ce? Că din banii lui îi ajutam pe săraci. Ori Domnul mi-a spus într-o zi în felul următor, partea mea mi-o dai mie și pisărași care sunt cumnați tăi câteodată, care sunt nepoți să tăi câteodată, care sunt prietenii tăi, ajută-i cât vrei, dă-le tot ce ai tu, dar nu fă fapte cu banii mei. Că noi de obicei facem fapte cu banii Domnului, cam asta facem imaginează vă că vine cineva la tine și spune, băi, ține o mie de euro, că eu mă duc până undeva și ține. În timp o să un prieten de atunci și spune, băi, mi s a sticat mașina în drum. Nu mai știu, s a gripat motorul și așa mai departe, sunt într-un așa, și tu spui, băi, frate, tu m-au venit Virgil Neagru pe la mine, mi-au dat o mie de euro. Ei, în numele Domnului, fă mașina și vezi de treabă. Eu când vin și-ți cer ții banii, tu spui, frate, și, și răsplătire o să ai tu în șer, -am, cu banii te-am făcut fapte. Băi, dar ce ai făcut cu de ce ai făcut fapte cu banii mei? Tu dă dăm banii înapoi. Cam așa se întâmplă și cu Domnul. Partea lui e la noi, noi din partea Domnului ajutăm săracii care sunt din familie noastre, ajutăm pe cei cunoscuți care sunt interesantă -s din zona noastră. Băi, fratele, săraci ajută cu restul banilor cât îți rămân. Poți să-i dai puteți. Păi toți poți să dai. Partea Domnului dă-o Domnului. Doamne, ajutăm. Pe săracii ajuți? Sau de foarte multe ori spune, Bă, dar să, să, treacă la muncă, ăștia să lucreze. Nu, iubitul meu, pune de deoparte pentru săraci. Nu trebuie să-i dai neapărat. Câteodată cu soția strângem și de multe ori sunt bani mulți strânși de la lună de la lună. Soția spune, măi, s-au strâns ceva pentru săraci. Așteptăm momentul că Dumnezeu ne va scoate ceva înainte. Nu durează mult. Și cumva, spunem noi, la întâmplare, aflăm de o situație familiară într-adevăr disperată și spun la soție, ce zici? Da, și mie mi-am dat seama, într-acolo trebuie să pleci. Au plecat dintr-o dată în direcția respectivă. Nu trebuie să scăpăm de ei imediat, dar să acolo. Să acolo puși deoparte. Să acolo nu la un moment dat, dacă îmi cade te încuiala, hai să luăm de la săraci, spunem. Nu, nu. bani Domnului sunt acolo, banii săraci sunt acolo. Dacă eu n am bani, spun te încuiala, am prumut, dar nu iau de la săraci și nu iau de la Domnul. Doamne, ajută, frații mei. Și ultimul aspect, cum primești pierderile. E adevărat că atunci când dai Domnului și dai sărașilor, Dumnezeu te mai verifică cu amens. Amens rutiere, pierderi câteodată, mai pierzi bunuri. Dar tu nu știi că toate astea sunt ale Domnului? Dacă tu nu ești legat de ele, spui, Doamne, n-am vrut să iau amenda asta. Dar dacă Tu ai îngăduit-o, doar totul vine de la Tine. Binecuvântat să-ți fie numele Tău. Văd o grămadă de frați care sunt supărați, au pierdut 25 de euro și nu știu unde Răstoarnă toată casa cu jos în sus. Unii să ia 20 de euro? Unde să? Unde să? Îi caută, își ceartă nevasta, se ceartă cu copii, Unii să ia 20 de euro? Fratele meu, nu cumva ești legat prea tare? Păi și 100 să fie fost. Și 200 să văd. Păi, eu îmi găsesc dacă a fi, dacă nu mergem înainte, de eu îmi strâng relația cu soția, cu copiii, cu adunarea, cu tot ce lați, că mi se pare mie că fost. Cum privești pierderile? Pentru că dacă nu știi lucrurile acestea, ai o, o, o stare așa foarte, foarte casantă. Mă -mi aduc aminte că într-un an de sărbători eram cu mașina mea în Suceava, aveam o mașină, Toată lumea ține la mașină care o are el. De eu știam că mașina e a Domnului, până la toată lumea. Mulțumeam Domnului când merge bine, când se strica ceva, îi spuneam, Doamne, e mașina ta. Eu oricum trebuie să o repar. Tu mi-ai dat bani, dacă nu împrumut cu mașina ta, trebuie să o fac. plec în lucrare cu ea. Și în, la undeva la un semafor, s-au făcut verde pentru noi, în fața mea mai era cineva, toată lumea grăbită ca de sărbători, o fată, o sărit pe de pietoni, pe roșu a ei și pe verdele nostru. Ăsta din fața mea au pornit să ducă la cumpărături. Eu după el m-am pornit să plec la cumpărături. El din față o sări fata pe, pe trecere, pe el. o pus o frână bruscă, eu n-am mai pus, că n-am mai apucat. M-am dus direct în el, dintr-o dată. El și-o dat seama că l-am lovit, i-am format bara din spate, spatele lui și bara mea din fața lui, i-am numărat o așa și mai, mai, mult la mine s au farmat. El a deschis portiera și sfugă după fata printre blocuri, s-o prinde, că o sări piroșul. roșu. Și când eu mi-am izbit cu mașina, zic, tai, liniștit, bă, ce știi ce a zice, ta liniște, liniștit, băi, omule, cine știe cine acasă are fata, poate nu observa culoarea roșie a semaporului pentru ea. Tu acum mai lăsat și mașina în drum, fugi amul printre blocuri. Dumnezeu, dar ce uite, metal ești mai lovit. Că Stai, știi cum să ne urăm și noi sărbători fericite. Stai, rezolvăm problema. Hai să vedem, trage pe dreapta, să vedem ce putem face aici. Așa, Vă da, fugim după oameni, pe blocuri acum, din, din cauza asta. Fata aceea, când o văzut speriată, a început a fugi pe blocurile alea, să ascundă și o dat seama că ce este. Ăsta din mașină, după ea, pe acolo. Bine înapoi aici, hai, trage mașina pe dreapta, vedem ce M-am uitat la el, am tras o țără din, din bara lui, din spate, s-a îndreptat. A zis, da, dumneavoastră, las că nu-i problema asta, rezolvăm. Însuiesc sărbători fericite, am plecat, mi-am găsit bar, mi-am pus. Imaginați-vă că dacă, cum mi-a format, fă... erau doi care fugeau după fata, blocuri. Și dacă mă vedeți cineva, stai predicatorul, vezi el neagul meu. Stimați mei, știți că penibilitățile este de foarte multe ori? Într-o zi, pe când trăia tata, avea un moped de asta, o, o, trotinetă de asta, o mobră de asta italiană. Merge el prin, prin localitate pe acolo. Într-o zi, a pus mobetul ăsta în o gradă și el s-a urcat pe o șoproneață pe acolo să mai rezolve el ceva. Un băiat de asta, fășneț, a trecut odată pe drum, l au văzut pe tata pe șoproneață, l-a calculat la vârstă și-a dat seama cam în cât timp coboară jos, s-a dus la moped, l-a pornit, încă avea timp să verifice. Tata, băi, băi, nu-l lua cu tare. Bun, ăsta s-a dat jos, s-a văzut cum merge mopedul, e frumos și a plecat, a venit la mine, alb, tot la față. Băi, vizil mi-a furat unul mopedul, hai să-l prindem. Băi, eu sunt păstor, m-am suit cu tata, să nu-l m suit în mașină și pe o luat tata? uite pe aici, o luat -o, așa, în timp ce mergeam eu cu mașina, spun, tată, s ar putea să-l prindem pe asta acum. Bă, trebuie să-l prindem. Bun, și dacă nu vreți să-l dea mopedul și facem. Să uite la mine. L Așa să-l prindem, mamă. M-am rugat pe drum să nu-l mai găsesc, nu l-am găsit. Ce să-i fac eu dacă îl prind el nu vrea să dea mopedul? Oribiții mei, de foarte multe ori ne punem în anumite situații, înțelegi, când trebuie să te gândești ceea ce ești. Trebuie să te gândești lumina pe care o, o, o răspândești la momentul respectiv. De aceea e important, vezi pierderile astea, unde le pui? Câteodată sunt momente când nici nu se merită să pleci de acasă să mopedul. Dacă ești slujitor și ești păstor și ai o anumită pagubă, s-a putea la un moment dat să fii pus într-o situație când trebuie să te aperi, că la sare la bătaie la tine. Atunci, în momentul respectiv, stai și te gânde gândești, când cineva mă vede că mă bat cu ăsta, eu, la nivelul meu, îmi pun întrebare, cine m-a pus să ajung aici? Cine m-a pus? Nu te gândești dinainte? De aceea e important să ai liniște și pace. De aceea e important să gândești înainte. Și câteodată când ai o anumită pierdere, nu-ți fă mari probleme în domeniul ăsta. Nu -ți fă. Dumnezeu are planul lui și voia lui. Doamne ajută! Dar cum le primești? Pentru că dacă nu ești legat de ele, treci mai ușor. Dar dacă ești legat de ele? Câți oameni am văzut că nu mai pot dormi noapte? s într-un timp că din cauza inflației, pentru cei ce aveau peste 100.000 de euro în, băn în băncile din Grecia, pierdeau 10.000 sau 20.000 într-o singură noapte. Știți că eu am dormit nopțile alea foarte bine? Probabil și voi, dacă n-ați avut bani acolo și n-ați avut bani ăștia, n-ați avut. Dar știți că o grămadă de oameni nu au putut dormi în nopțile alea? Pentru că aveau bani acolo. Stimați mei, câteodată te păzește Dumnezeu, dar câteodată trebuie să pierzi din puținul tău nu uita că cineva te urmărește. Când pentru tine Domnul rămâne sursa binecuvântărilor tale, poți pierzi totul. Am întâlnit oameni care aveau o casă de copii. O casă de copii în două camere, stăteau îngrămădiți copiii respectiv, n-aveau altă șansă. Și Dumnezeu a venit și a spus, voi face o lucrare, dar să nu vă întristați, pentru că vreau să vă binecuvintez mai mult. Și într-o noapte o luat foc casa. Într-o noapte o foc casa. În momentul când au luat-o, au ieșit toți copiii afară, toți așa, s-au gândit să duc, i-au spus la vecini să ducă să scoată compotul de prin beci, zacuz, și mai era. Vecinii s-au dus, s-au scos, s-au dus la ei. Când s-au trezit, s-au trezit și fără casă, și fără compot, și fără zacuz, și și-au completat golurile lor. O rămas. Au rămas. S-au ridicat toate bisericile de acolo. Au făcut o altă casă în care toți copiii aveau loc. Le-au umplut beciul de compot, de zacuscă, de tot ce au avut nevoie. Dintr-o dată, ei erau speriați că le-au luat foc casă, orice om este. Dar Dumnezeu a făcut o lucrare de pierdere ca să le dea o altă binecuvântare. Ce era dacă inima lor era legată și dintr-o dată a fă făcea atac de cord. Cum adică să-mi plec eu, casa asta acoperită de stuf, din chirpici? Ești legat sentimental de ea. Cum adică să-mi pierd eu? Nu. E important că mi-am câștigat copiii. E important că nu avem nicio asură. Când i-au luat veșinii compotului, nici o problemă, mai fac altele. Dar nu sunt legat de ele, nu se legat de bogățiile astea, nu sunt legat de lucrurile astea. Și dintr-o dată a apărut altă casă cu alte posibilități, pentru că Dumnezeu știe să binecuvinteze, slăvit să fie Domnul. Totdeauna când vrea Dumnezeu să-ți dea mai multă ția ceea ce ai, ca să facă loc. Fii atent la lucrurile acestea. Nu fi legat de ele. Și dați-mi voi acum să vă mai spun. Primul lucru pe care îl face Biserica Primară este se teme de Domnul. Pentru că se teme de Domnul, se separă de lume. Pentru că se separă de lume, se separă de valorile lumii. Și biserica și oamenii din biserică spun, care sunt valorile lui Hristos? Pe asta mă interesează pe mine. Nu mă interesează valorile lumii. Chiar dacă ăștia spun că se poartă și sănătos. Pe mine mă interesează valorile pe care le predică Hristos. Știți care e valoarea cea mai mare? Dacă mamona nu mai este, dacă casa nu mai este, dacă mașina nu mai este, rămân frați rămân frați. Și dintr-o dată nu mai sunt importanți euro. Nu mai este mașina să o lustruiesc ziua. Nu mai este, îți frații mei, și unde se iei, vin și eu. Nu sunt perfecți, dar sunt frații mei. Găsiți în, 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 în faptele apostolului ceva deosebit. După ce coboară Duhul Sfânt, apare foarte des cuvântul împreună. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Toți împreună cântau. Toți împreună se rugau, toți împreună se zideau, toți împreună. De ce? Pentru că dintr-o dată n-am altceva ce să-mi ia bucuria. Unde-s mei cu ei cânt, cu ei plâng, cu ei mă bucur? Și dintr-o dată toată lumea se uita la ei. De ce? Pentru că îi vedea, băi, ăștia țin unul la altul. Și prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, că veți iubi unii pe alții și cel mai important gest al iubirii este să stai în compania celui iubit. Ca atare ești în adunare, ca atare ai activități comune, ca atare ești o priveliște pentru lumea aceasta, care te ademenește cu valoarea ei. Dar tu spui, valoarea mea cea mai mare, mașinile Mercedesului, nu o să ajungă în cer. Vinile nu o să ajungă în cer. Dar frații mei și cu mine ajungem acolo. Deși să nu mă obișnuiesc de pe acum cu ei, petrec timp cu ei, mă bucur cu ei. Știți cum va avea loc răpirea? Toți împreună vom fi răpiți la cer. Slavit să fie Domnul. De foarte multe ori există un curent așa, făcut pe anumite criterii. Și o să-l vedeți că criteriile astea sunt făcute mai mult. Foarte mulți oameni doresc să fie ordinați, doresc să ajungă în comitetele bisericii. De ce? Pentru că există anumite gândiri din punctul ăsta de vedere. Există mentalitatea la unică. Uh, prima dată vor fi răpiți păstorii, după vreo două zile prezbiterii, după vreo trei zile diaconii și după vreo lună își amintește Domnul, să-i răpesc pe ceilalți. Nu, nu. Sfânta Scriptură spune în Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16 în felul următor. Căci însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhangel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogore din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, Slăviți să fie Domnul. Toți împreună. Frații mei, îi rog și pe bordul pastoral, și pe cei ordinați, și pe cei în comitet, și pe cei mai cu vechime în pocăință, toți împreună, Doamne ajută! Învățați lucrul ăsta și transmiteți lucrul ăsta. Chiar dacă predici de mult și predici bine, Harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, dar toți împreună, când ai priseput ideea asta, Dintr-o dată, biserica e frumoasă. Dintr-o dată, pridvorul Solomon e plin. Dintr-o dată, adunarea are sens. Dintr-o dată, totul e frumos, că suntem toți împreună. Și asta e o priveliște. Și când erau toți împreună, când începeau toți împreună să cânte, toți împreună să se roage. Îmi place un verset aici în Faptele Apostolului, capitolul 4, cu versetul 33, sună așa. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste toți. Se prezintă ceva ce numai Dumnezeu are. Noi putem ajuta pe oameni cu sfaturi, cu finanțe o dată. putem ajuta pe oameni într-un fel sau altul, dar har are numai Domnul. Are. Și Domnul e selectiv când dă har. Când poporul Domnului e în pasiune, Dumnezeu toarnă ceva ce are numai El. Și când e har în biserică, ne învățăm cu veșnicia. Știți de ce? Să suspendă timpul. Vezi că predică vreun om o oră și o oră și zece și stai așa și te uiți și la un moment dat ăla spune amin. Spui, băi, dar când nu trecut o oră? Și ceva? S-a suspendat timpul. Când are cineva hară în cântare, nu știi cum trece timpul. Sunt oameni care studiază, se roagă, se cutare. Au trecut un sfert de oră și se spune băi, deja e mult, deja nu mai pot să-l ascult. Omul a studiat, e pregătit, e cutare, dar n-are har. har. Pentru că harul face diferența. Când poporul Domnului se adună în unitate și vine harul, imaginează-ți că copilul tău e acolo. Harul lui Dumnezeu e copășitor. Efectiv, oamenii încep să plângă, oamenii sunt mântuiți, sunt vindecați, toți oamenii știu că Hristos e acolo. Pentru că e Harul Domnului. Nu numai atât. Sunt situații când Duhul Sfânt vorbește în anumite comunități și spune voi aduce în mijlocul nostru oameni la care nu vă gândiți. Și vin oamenii ăia cu troiță făcută acasă. ortodox. Își lasă troița Spunea, în mi s-a prezentat Iisus Hristos și mi-a spus să mă pocăiesc. Am venit în adunare și în adunare e de atunci cu nevasta. Cum mă l-aduci pe ea la mai? Iubiți mei, când e harul lui Dumnezeu, el adaugă la numărul celor mântuiți. Lăudați să fie Domnul! Îl ia pe copilul tău care spune, acum gustă lumea, îi în drum să devină un fiu risipitor, îl întoarce din drum înapoi, harul lui Dumnezeu și l aduce în mijlocul poporului Dumnezeu. Pentru că poporul ăsta trăiește în frică de Domnul, s-a separat de valorile lumii, s-a separat de lumea aceasta, poporul acesta, are părtășie cu frații și harul lui Dumnezeu e în mijlocul lor. Și în fiecare zi Dumnezeu tot adaugă. Și vezi cum îi adaugă acolo și nu te poți decât bucura, slăvit să fie Domnul. Mă rog pentru voi, frații mei, pentru situațiile pe care le aveți. Numai harul lui Dumnezeu vă poate ajuta. Restul, studiile, pregătirile noastre, prestanțele noastre, banii noștri, casele noastre, nu ne ajut să recuperăm copiii noștri. Nu, nu se poți mântui și salva așa. Există ceva unic care Dumnezeu are și salvează. Este Harul Lui. Și Harul Lui îl dă la o biserică care face pașii ăștia. Până atunci puteți să discutați teologic. Puteți să vă certați teologic. Puteți să discutați de unde vă trageți voi. Puteți să discutați și în aveți voi. Puteți să discutați o grămadă de lucruri. Dacă ați pierdut Harul, v-ați pierdut copiii. Dar dacă frica de Domnul vă unește, dacă vă separați de lume și trăiți în sfințenie, dacă vă separați de valorile lumii și dacă dintr-o dată nu e important ce cred el, ce gândește. Important este că e fratele meu și în adunare. Iar în celelalte lucruri în care am ajuns de altă părere, spunea apostolul Pavel, ne va lumina Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dintr-o dată apare Harul. Harul lui Dumnezeu care începe să adauge. Vezi oameni pe care nu i invitat tu și care vin aici. Vezi copiii de-ai tăi care nu au dorit niciodată să vină la biserică și întreabă când e adunare. Dar de ce? Vreau să merg și eu. După ce termină adunarea, îl vezi rămânând în picioare, plângând. Păi, dar cine o vorbi cu el? Nimeni. E harul lui Dumnezeu la lucru. Vă doresc să vedeți lucrurile astea. Eu le văd, frații mei. Le văd cum lucrează în anumite comunități care au înțeles lucrarea aceasta. -am, am dorit să vă prezint asta pentru că văd foarte multe situații la voi aici și mă doare inima. Văd oameni care s-au realizat cu case, cu concedii, își postează pe WhatsApp pe unii, ajungă în concedii. Îi văd de foarte multe ori mânuind foarte mulți bani, îi văd, dar îi văd cu copiii nemântuiți în toate concediile unde se duc, parcau bile de oțel după ei, pentru că degeaba pleci în Caraibe, degeaba ai avion privat, degeaba ai o grămadă de bani dacă copilul tău e în lume și nu știi pe unde și nici nu ai șansă de grabă să-l vezi la mântuire. Ori Dumnezeu are ceva unic, să dea har celor smeriți, să vă dea Domnul harul, să vă vedeți pe tot cei dragi adăugați de Domnul la poporul lui. Amin.